Deși va fi este un oraș superb și ideal, în Polonia se trăiește foarte bine. De fiecare dată, pentru noi, pentru Rapid, să ajungem fie la Wrocław, fie aici la Varșovia, la terenul de antrenament, sunt adevărate peripeții și aventuri. Pomimo, że Warszawa jest wspaniałym miastem i rzeczywiście w Polsce się żyje bardzo dobrze, za każdym razem, kiedy Rapid przyjeżdża czy do Wrocławia, czy tutaj do Warszawy, mamy jakieś przygody. Ja doresc sigur să fie pentru noi un semn de bun augur și să repetăm meciul frumos pe care l-am făcut în august în Polonia. Și să se încheie cu o victorie. Ja chciałbym, żeby to okazało się dla nas jednak dobrym znakiem i mam nadzieję, że powtórzymy wspaniały mecz z sierpnia w Polsce i że to spotkanie zakończy się zwycięstwem. Sigur că acum 3 săptămâni am întâlnit Legia Varșovia la București, am pierdut 1-0, însă cred că forța Legiei în meciurile de afară este mai puternică decât, mai mare decât atunci când joacă acasă. Oczywiście, 3 tygodnie temu, w czasie spotkania z Legią Warszawą, przegraliśmy 1-0, ale mam nadzieję, że siła takiej reguły meczów wyjazdowych będzie silniejsza. Kiedy mówię o tym, myślę w pierwszym rzędzie na kwalifikacje i na wiktorie obtynute w deplasare. I kiedy mówię to, mam na myśli przede wszystkim kwalifikacje i te wszystkie spotkania, które odbyły się które miały miejsce na wyjazdach. Pe de altă parte există o dorință foarte mare a noastră de revanșă. Z drugiej strony mamy ogromne pragnienie rewanżu. Pentru că meciul de mâine poate fi considerat unul decisiv. Ponieważ mecz jutrzejszy można uznać za decydujący. Din punctul nostru de vedere al Rapidului. Z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia Rapidu. Pentru că o înfrângere aici la Varșovia ar însemna să ne scoată din ekuacja kwalifikacji. Ponieważ nasza porażka tutaj w Warszawie oznaczałaby, że wypadniemy z kwalifikacji. Un rezultat de egalitate ne-ar menține în cursa calificării, dar cu șanse mici, depinzând de alte rezultate. Remis oznaczałby, że pozostaniemy w fazie kwalifikacji, ale oznaczałoby to dodatkowe trudności. Iar o victorie, sigur că ne-ar arunca în lupta pentru calificare cu șanse importante, ținând cont și de programul care urmează. Natomiast zwycięstwo oznaczałoby nasze utrzymanie się w kwalifikacjach. Oczywiście również zależałoby to od przyszłych wyników, niemniej jednak szanse byłyby dużo większe. Știm că Legia este o echipă cu o mentalitate puternică, sănătoasă. Że Legia jest drużyną z bardzo mocną, zdrową mentalnością. Că în teren luptă cu o foarte mare determinare pentru fiecare balon. I bardzo dobrze walczą, walczą z wielką determinacją o każdy punkt. Și că au în față jucători inventivi, rapizi, cu experiență, care pot crea dificultăți multor apărări. I że mają przed sobą zawodników z wielką inwencją, z dużym doświadczeniem, mam na myśli drużynę Rapidu, która sprawi im dużo trudności. Din punctul nostru de vedere, Rapid revine după o foarte lungă perioadă în Europa, intră în grupele Europa League pentru după 6 ani de zile. Este o experiență frumoasă din care avem foarte multe de învățat și
cred că în meciul de mâine avem numai de câștigat. Din meciul de mâine avem numai de câștigat, pentru că, așa cum spuneam, o eventuală victorie ar putea să ne sporească foarte serios șansele pentru calificare și cred că ăsta poate fi un atut important al nostru. Z naszego punktu widzenia Rapid powrócił do Ligi Europejskiej po bardzo długim okresie, okresie 6 lat. I jest to dla nas piękne doświadczenie, doświadczenie, z którego możemy się dużo nauczyć. A jutrzejszy mecz jest meczem, który może się zakończyć tylko zwycięstwem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ zwycięstwo da nam szansę na utrzymanie się w fazie kwalifikacji. Invităm la întrebări, sunt la dispoziție microfoanele și puteți pune întrebări. Piotr Wojciechowski, tygodnik Piłka Nożna. Porażka z Legią to była dopiero trzecia przegrana Rapidu w tym sezonie. Czy według Pana był to wypadek przy pracy, czy ma Pan po prostu kłopoty z motywacją zespołu? Ciechowski, sunt din jurnalul Fotbal. În ceea ce privește întâlnirea cu Legia Varșovia, era abia a treia învingere din partea Rapidului. Credeți că este un fel de accident de muncă sau aveți niște probleme cu motivarea echipei? Nu, a fost o situație care se întâmplă în fotbal. Probabil că, fiind un meci important, la acel moment se discuta și prin prisma clasamentului și a punctelor obținute, că noi și Legia vom juca pentru locul al doilea. A contat această presiune și am intrat pe teren cu reținere, cu teamă. N-am făcut ceea ce ar fi trebuit să facem. Întotdeauna când există o stare de anxietate, lucrurile se complică pentru o echipă. Am fost puțin agresivi, am fost lenți în interpretarea fazelor și am dat șansă, o repriză Legii să intre în joc, să capete foarte mare încredere. Și până la urmă o echipă care intră mai puternică din punct de vedere mental pe teren obține victoria. Chiar dacă repriza a doua a fost una mai bună a noastră, una care am fi putut marca și noi, chiar dacă la final rămâne regretul pentru această înfrângere și pentru ratarea acestui meci, șanse pentru noi există și așa cum spuneam, o echipă are obligația să învingă din astfel de înfrângeri și să profite din aceste învățăminte. Nie, to po prostu tak bywa w piłce nożnej. Być może sytuacja ta wynikała z tego powodu, że to był bardzo ważny mecz. Mówiliśmy w tym momencie o klasyfikacji, mówiliśmy o punktach, które zdobyliśmy, które straciliśmy i wyszliśmy na boisko z pewnym ociąganiem, może też z pewną obawą i nie robiliśmy tego, co trzeba. Graliśmy pod presją. Zawsze niepokój komplikuje stan duchowy drużyny. Byliśmy mniej agresywni, dosyć powoli odczytywaliśmy strategię i dlatego pierwsza połowa pozwoliła Legii zdobyć wiarę w siebie. I tutaj po prostu była taka zasada, że drużyna, która może niekoniecznie nawet jest dużo lepsza, ale która zdobędzie tę przewagę mentalnościową na boisku, właśnie ona wygrywa. Druga połowa z naszej strony była dużo lepsza, udało i mogliśmy zaliczyć gola. Chociaż oczywiście pod koniec meczu mieliśmy uczucie żalu z powodu przegranej. Niemniej jednak szanse
istnieją i uważam, że mamy obowiązek wygrać ten mecz i nauczyć się z tego nowego doświadczenia. Piotrka mnie z Legionem, panie trenerze, wspomniał pan o przygodach. Wiadomo chyba o co chodzi, czy bardzo pokrzyżowało to panu szyki. I drugie pytanie, co z Michałem Romanem i właśnie Fomanem wspomnianym? Dużo osłabienia jeszcze nie zagrają? Piotr Kamiński, Legia, Entrabare Areperi Varela, Aventuri Pacarele, Sfomenit, Acesta Aventuri, Vau Incurcat, cumva, Vau Incurcat, Vau Ile și a doua întrebare, lipsește Mihai Roman și, de asemenea, Dani Coman. Fără acești doi jucători, aveți șanse să câștigați? În primul rând că sunt cu noi. Și schimb și dvai grace sau z nami. Vom vedea asta mâine, dacă vor fi pe bancă sau vor fi în tribună sau vor fi pe teren. Jutro zobaczymy, czy będą na ławce, 24, czy będą na trybunach, czy będą na boisku. 24 de ore în viața unui sportiv, în viața unui fotbalist înseamnă enorm. 24 godziny w życiu piłkarza oznaczają bardzo wiele. Și chiar dacă nu vor fi, noi suntem o echipă care putem conta pe mai mulți jucători. Am demonstrat asta și cu 4, și cu 5, și cu 6 indisponibilități. Am jucat în toată această perioadă, cu toate că suntem un grup nou, cu foarte mulți jucători care au venit în această vară, să completeze lotul, să înlocuiască pe alții, pe cei care au plecat. Și am demonstrat că avem o mentalitate puternică. Cred că este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l aibă un grup. Acela de a crede foarte tare în munca pe care o face și de a se bate cu foarte mare determinare la fiecare joc. Că după aceea adversarul poate prinde o zi extraordinară sau ți este superior, face parte din sport. Jesteśmy drużyną, w której gra tylu graczy, że możemy na nich liczyć. Czyli w naszej drużynie możemy liczyć na większą liczbę graczy niż tylko ci wymienieni. Graliśmy już z osobami, czy bez osób, 4, 5, 6, które były kontuzjowane. Mamy nową drużynę stosunkowo, ponieważ wielu graczy doszło do nas w lecie. I musieliśmy uzupełnić miejsca tych, którzy odeszli. W grze liczy się również silna mentalność. Przede wszystkim dwie rzeczy, które są bardzo ważne w grze, to przede wszystkim wiara, wiara w zwycięstwo i druga rzecz, drugi element to walka w każdej grze. I to jest element, który stanowi o przewadze drużyny. Ion Alexandru Pro TV România, o întrebare pentru domnul Răzvan Lucescu. Cât contează faptul că Legia n-a gol de 6 meciuri și dacă vă sperie acest lucru? Nu ne mai sperie, pentru că în toată această campanie europeană am întâlnit de fiecare dată echipa mare formă. Baslas, care era într-o serie pozitivă și calificată în, mă rog, în ultima fază a preliminarilor, în primul loc în campionat, pe Eindhoven, care marcase câte 6-7 goluri în fiecare joc, ba pe cei de la Tel Aviv, care erau pe primul loc și veneau după victorie cu Beitar, contra lui Beitar Ierusalim, marea lor rival. Deci, din punct de vedere, am trecut prin astfel de experiențe și nu cred că ceva pe noi ne poate speria, nu știu, cel puțin astea sunt sentimentele mele pe care încerc să le transmit și băieților. Eu cred că mai mult decât o astfel de oportunitate să joci pe un stadion extraordinar, cu un public, că știm ce public este aici la Varșovia și în general în Polonia, stadioane pline, cu un public entuziast. Mi se pare că de fiecare dată, când vin aici, că suntem în Germania. Deci o oportunitate extraordinară, facem un lucru frumos, un lucru pe care ni-l dorim, nu avem decât de câștigat din astfel de situații. Viața e frumoasă pentru noi și va fi și mai frumoasă dacă vom câștiga. Dacă nu,
Va trebui să mergem înainte, să ne ridicăm repede, pentru că va fi un alt meci în 4 zile. Ion Aleksandru z Protawem, mam pytanie, jak Państwo czują się, wiedząc, że będą Państwo grać z drużyną, która od 6 meczy nie straciła gola. Byliśmy już w takiej sytuacji, mieliśmy spotkania z Bas Lask, która przeszła przez kwalifikacje, zajęła pierwsze miejsce w mistrzostwach, to samo można powiedzieć o tej Tel Awiwie. I jeżeli chodzi o to spotkanie, to mogę tylko podzielić się swoimi odczuciami, że mam nadzieję na zwycięstwo i to samo staram się przekazać graczom. I oprócz tego to jest wspaniała możliwość, że możemy zagrać na takim stadionie. Wiemy, jaka jest publiczność w Warszawie. Ja, kiedy tu przyjeżdżamy, czuję się jak w Niemczech i musimy po prostu tę możliwość wykorzystać, musimy wygrać. Natomiast jeżeli to się nie uda, musimy szybko podnieść się, bo za 4 dni mamy następny mecz.